1 Timotei 6. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânilor vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască, sub cuvânt, căci sunt frați, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și preiubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Dacă învață cineva pe oameni învățătura deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care aduce evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic. Ba încă are boala cercetărilor fără rost și a cercetărilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zădărniciile, ciocnirile de vorbe ale oamenilor stricați la minte. Lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Negreșită, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem lua cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Să păzești porunca, fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei, de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în bogățiile nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm în ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Așa, ca să-i strângă pentru vremea viitoare de tocomoară o bună temelie pentru care să apuce adevărata viață. Așa ca să strângă pentru viața viitoare, drept comoare, o bună temelie pentru că să apuce viața adevărată. Timotee, păzește ce ți-am încredințat. Ferește de deflăcările lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi. Amin.